După anunțul scumpirii energiei electrice cu 10% de la 1 ianuarie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei a aprobat majorarea tarifelor percepute de operatorul pieței de energie electrică și Transelectrica. Deși ANRE susține că până în iulie 2013 tarifele de transport și distribuție nu vor crește, autoritatea a aprobat o creștere substanțială a tarifelor încă din decembrie anul trecut. În contextul acestor scumpiri, guvernul se gândește la o serie de măsuri care să facă aceste creșteri mai suportabile pentru români, fie sub formă de subvenție, fie sub formă de deducere din prețul facturii. Ceea ce se pregătește este o măsură care să fie o măsură activă, în sensul ca cei care au veniturile pe membru de familie, venituri mici, care îi fac vulnerabili în fața mării prețurilor la energie, să beneficieze de o măsură de protecție activă. Mă refer, bineînțeles, la o chestiune financiară care să nu-i lase descoperiți în fața măririi prețurilor la energia electrică. S-a estimat numărul de beneficiari? Numărul de beneficiari credem că va depăși cifra de 600.000, dar aceste lucruri urmează să fie anunțate de primul ministru în momentul în care toate datele vor fi colectate și toate deciziile vor fi anunțate. Ce înseamnă care nu vor putea suporta? Există o limită? Este ca întotdeauna vorba de venitul pe membru de familie. Sunt două variante. Ori factura să fie cu prețul din ea mai mic, o să primească compensarea pentru factura care le-ar veni mai mare. Dincolo de această creștere a tarifelor, anul 2013 va adăuga o altă modificare a facturii la energie electrică. La mijlocul acestui an, o scumpire de 1-2% ar putea surveni pe fondul liberalizării pieței energiei.